La începutul lunii iulie, deputatul Laurențiu Leoreanu va fi pus în fața unui alt examen greu, dar foarte plăcut, acela de cap al familiei. De data aceasta este vorba de rolul de părinte. Pe 8 iulie, Laurențiu Leoreanu va fi socru mare pentru că fiul său, Alexandru, a decis să pună capăt burlăciei și să se căsătorească cu Diana Adăscăliței, tot din Roman, care lucrează ca cibernetician într-o mare companie multinațională din București. Și mă pregătesc ca după ce voi trece prin următorul pas încercarea pe care o am în familie, fiind de această dată și la prima nuntă a copilului meu, să mă dedic un pic și familie, că doar soția și ei s-au ocupat și mă așteaptă lângă ei la o altfel de muncă și mă duc cu drag și cu multă dedicare și iubire, să iau o vacanță bine meritată, iar din toamnă să mă înham la muncă. Alexandru Leoreanu este absolvent al Academiei Tehnice Militare și a făcut parte din ultimele contingente de militari români care au luptat în teatrul de război din Afganistan, lucru de care familia Leoreanu este foarte mândră. Nunta avea loc în Roman, alături de familie și de numeroșii prieteni care îi înconjoară, familia Leoreanu fiind încredințată de faptul că orice bucurie trebuie trăită în familie, alături de prieteni și de colegi.